Astăzi vom discuta despre molecule și anume formarea moleculelor cu atomi identici. Ai învățat deja și anume că atomul este o particulă neutră din punct de vedere electric. Numărul electronilor este întotdeauna egal cu numărul protonilor. De asemenea, dintre elementele cunoscute, doar gazele rare, situate în grupa 18 a tabelului periodic, au configurații stabile, și anume heliu, neon, argon, cripton, xenon și radon. Atomii care nu au configurații stabile pe ultimul strat au tendința de a ajunge la configurații stabile și ai învățat că aceștia pot ceda sau accepta electroni, rezultând astfel ion pozitiv, respectiv ion negativ, cu configurații electronice de gaze rare care se atrag. În urma acestor atracții se formează compuși ionici. Proprietățile substanțelor știi de asemenea că sunt determinate de modul de formare al acestora. Am văzut că compuși ionici au anumite proprietăți fizice. Astăzi vom învăța despre molecule. Vom vedea că elementele pot forma configurații stabile și într-un alt mod decât prin cedare sau acceptare de electroni. Și anume, cele mai multe dintre substanțele cunoscute se formează într-un alt mod prin asociere interatomică. Haideți să luăm un exemplu. Atomul de hidrogen, primul element din tabelul periodic, are numărul atomic Z egal cu 1, deci are un strat cu un electron. El nu are configurație stabilă pe ultimul strat. Pentru a ajunge la o configurație stabilă de dublet pe stratul K, asemănătoare atomului de heliu, doi atomi de hidrogen își pun în comun câte un electron. Ei vor pune în comun acest electron de pe stratul K. Astfel, electronii puși în comun, observăm că aparțin în egală măsură ambilor atomilor de hidrogen și, astfel, cei doi atomi de hidrogen au amândoi configurație stabilă de dublet asemănătoare atomului de heliu. Se realizează o asociere de doi atomi de hidrogen numită moleculă de hidrogen și reprezentată hidrogen 2, H2. Haideți să lucrăm împreună și alte exemple. Dacă luăm atomul de clor, care are numărul atomic Z egal cu 17, observăm că acesta are pe stratul K 2 electroni, pe stratul L 8 electroni, iar pe ultimul strat 7 electroni. Putem reprezenta schematic atomul de clor, da, cu cele 7 punctulețe care reprezintă cei 7 electroni de pe ultimul strat. De asemenea, clorul nu are configurație stabilă de octet, adică de gaz rar, pe ultimul strat. El poate pune în comun cu un alt atom de clor câte un electron, fiecare atom de clor ajungând la configurație stabilă de octet. Cei doi electroni puși în comun, aceștia doi, aparțin în egală măsură ambilor atomi de clor și se formează astfel molecula de clor reprezentată clor 2. Dacă luăm atomul de oxigen, acesta are numărul atomic Z și observăm că are pe ultimul strat 6 electroni. Dacă reprezentăm schematic atomul de oxigen, vedem că acesta are pe ultimul strat 6 electroni, el mai având nevoie de 2 electroni pentru a realiza configurație stabilă de octet. De aceea, pune în comun cu un alt atom de oxigen 2 electroni. Fiecare atom de oxigen pune în comun câte 2 electroni, deci în comun vor avea 4 electroni, astfel că fiecare atom de oxigen ajunge la configurație stabilă de octet și se formează astfel molecula de oxigen care se reprezintă oxigen 2. După ce ai observat formarea acestor molecule, reține că prin punere în comun de electroni între atomi care nu au o configurație stabilă pe ultimul strat, se formează asociații de atomi cu stabilitate mare,
care pot exista în stare liberă. Aceste asociații de atomi se numesc molecule. Deci putem defini molecula ca cea mai mică particulă dintr-o substanță care poate exista în stare liberă și care în condiții standard de temperatură și presiune prezintă toate proprietățile substanței din care provine. Punerea în comun de electroni și formarea de molecule este specifică elementelor cu caracter nemetalic, cum am văzut, hidrogen, clor, oxigen, cu excepția gazelor rare. Așa cum am observat, moleculele de hidrogen, clor și oxigen sunt formate din doi atomi, de aceea le numim molecule diatomice. Deci observăm că atât molecula de hidrogen, cât și cea de clor, cât și cea de oxigen sunt diatomice. Molecule diatomice formează și ceilalți halogeni, fluor, brom și iod, elemente care se găsesc în grupa 17 a tabelului periodic, de asemenea și azotul formează tot moleculă diatomică. Dacă vrei să știi mai mult, există și molecule poliatomice, adică cu mai mulți atomi, formate din atomi identici. O astfel de moleculă este fosforul, care formează moleculă tetraatomică, fosfor 4, adică molecula de fosfor este formată din 4 atomi. De asemenea, și sulful are o moleculă poliatomică, o moleculă octoatomică formată din 8 atomi. De aceea se va scrie sulf 8. Toate acestea sunt molecule formate din atomi identici, molecule diatomice, cum sunt hidrogen, clor, oxigen, azot, sau molecule poliatomice, formate din mai mult de 2 atomi, cum ar fi molecula de fosfor sau molecula de sulf. Aplică și tu ceea ce ai învățat, urmând pașii formării moleculelor de hidrogen sau de oxigen sau de clor, modelează și tu formarea următoarelor molecule. Molecula diatomică de fluor, fluorul având numărul atomic 9, sau molecula diatomică de azot, azotul având numărul atomic 7. Mult succes!